Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru luni 17 mai. Și acum hai să vedem pentru ziua de luni 17 mai, zi în care avem aspectul pozitiv de trigon între Soare și Pluto, între ego-ul nostru și transformările radicale prin care trebuie să trecem în această viață, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru această zi atât de intensă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Cred că e ziua cu cele mai negative cărți sau, să zicem, cele mai dificile cărți, dar sub acest aspect de trigon între Soare și Pluto, este în mâinile voastre să transformați această energie negativă, să transformați orice experiență într-o lecție bine învățată, într-o lecție pe care nu o să o mai repetați altă dată. În primul rând, aici, pe partea de dragoste, avem 10-le de voci, 10-le de săbi, o carte care ne vorbește despre durere, trădare, despre lucruri care nu au ieșit așa cum ne-am așteptat, despre oameni care nu și-au ținut promisiunile, despre lacrimi și durere. Acum nu vreau să intrați în panică, nu înseamnă că o să vă despărțiți neapărat, nu înseamnă neapărat că e aici vorba de o trădare foarte mare, nu, poate să fie vorba și despre lucruri mai minore, dar sunt lucruri care vă afectează profund. Și mai ales sub acest aspect de trigon între Soare și Pluto, vreau să vă îndemn să profitați de acest moment negativ, trist, dureros, astfel încât să impuneți niște limite care ar fi trebuit impuse cu mult timp în urmă, dar pe care le-ați tot lăsat așa să treacă, lasă că e bine și așa, lasă că o fi, că o vedea, cum o fi, și pentru că ați tot permis, pentru că ați tot lăsat de la voi, pentru că nu ați impus limitele la momentul potrivit, ați ajuns în situația în care sunteți acum. Dacă analizați lucrurile la rece, cu calm, cu atenție, o să vă dați seama că și voi aveți aici partea voastră de vină. Da, sunteți victima unor situații, unor circumstanțe, a unor decizii pe care alți oameni le-au făcut, dar în același timp aveți la îndemâna voastră mai multă putere decât vă dați seama. Acum ați ajuns în punctul cel mai de jos. Mai jos de atât nu se mai poate. Și acum decizia este în mâinile voastre. Ce vreți să faceți în continuare? Rămâneți în această relație sau nu? Mai dați o șansă acestei relații sau nu? Dacă vă hotărâți să rămâneți, să mai dați o șansă, e foarte, foarte important să vă impuneți termenii și condițiile și să nu mai permiteți să se treacă această linie. Să nu mai permiteți să se încalce aceste condiții, acești termeni, aceste nevoi primare ale voastre. Folosiți-vă de acest moment dureros, negativ, problematic, ca să învățați odată și pentru totdeauna această lecție, lecția nevoii de a impune niște standarde, niște limite, niște bariere peste care nu se trece. Pe partea de sănătate avem aici 5-ul de monede, 5-ul de materiale. O carte problematică și ea, dar care vă îndeamnă să vă uitați foarte atent în jurul vostru, pentru că aici nu ați epuizat toate posibilitățile. Mai sunt încă niște posibilități, niște terapii, niște tratamente, niște medici, niște specialiști pe care nu i-ați consultat încă și soluția pentru problema voastră de sănătate se află acolo. Pentru cei care nu aveți probleme atât de grave de sănătate, aveți probleme mai minore, aici 5-ul de monede ne arată că există niște aspecte din viața voastră, din rutina voastră, din lucrurile mărunte pe care le faceți zi de zi, pe care încă nu le-ați analizat, nu le-ați supus unei analize minuțioase sub lupă
și care vă fac rău, dar voi nici nu vă dați seama. Profitați de această zi, de energia analitică și transformatoare a zilei, ca să vă uitați atent la ce puteți să îmbunătățiți în viața voastră, atât în dragoste cât și în sănătate, și o să vedem că la fel e și în partea de afaceri, bani și carieră. Aici pe finanțele voastre vă faceți griji, nu puteți dormi din cauza unor gânduri care nu vă dau pace, vedeți că în jurul vostru lumea se schimbă, industria în care operați, în care lucrați este într-un proces de schimbare turbulentă și lucrul ăsta vă tulbură și pe voi, nu vă dă pace, nu vă puteți relaxa complet pe de-a-ntregul pentru că viitorul este nesigur, este incert și pe partea financiară această incertitudine vă tulbură foarte puternic, foarte adânc. Încercați să vă odihniți, încercați să vă relaxați. Dacă nu puteți să vă detașați nicicum de toată această energie mentală foarte intensă, încercați să meditați, să vă rugați, să faceți o baie caldă, un duș fierbinte, aplicați toate tehnicile și metodele care vă stau la dispoziție, pentru că aici dacă nu vă odihniți suficient de mult, o să faceți mai multe greșeli în aspectele financiare, de carieră, de afaceri și de bani ale vieții voastre, care suprapuse peste trendul de transformare din industria sau domeniul în care operați, riscă într-adevăr să fie foarte negativ, foarte nasol pentru voi. Sfatul aici este să vă odihniți, să vă detașați, pentru că oricum, din poziția în care sunteți voi, nu aveți cum să influențați megatrendurile din societate, din lume. Puteți doar să le observați, să le analizați și să vă faceți un plan de acțiune în consecință. Pentru o parte dintre voi, indiferent de vârsta la care vă aflați, s-ar putea să intervină aici nevoia de a face niște cursuri de recalificare profesională, de a vă gândi să schimbați într-un fel sau altul macazul în cariera voastră, să o luați pe altă direcție. Nu vreau să disperați, nu vreau să vă îngrijorați, pentru că niciodată nu e prea târziu să o iei de la capăt și în lumea în care trăim acum, în societatea actuală, există mai multe posibilități decât sunteți voi capabili să vedeți la momentul actual. Aici n-are rost să vă faceți gânduri negre, să vă lăsați măcinați și consumați de toate aceste griji, pentru că oricum astăzi nu aveți cum să influențați mai mult situația. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de luni, 17 mai. Hai să vedem ce mesaj scoatem de la aceste cărți. Am încredere în inteligența din mine. Orice se întâmplă în exterior e doar o oglindă a gândirii mele limitate. Un mesaj foarte frumos care vine și completează această etalare zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!